cu cei din zonele afectate, dacă nu au nevoie de alte resurse, care este situația în momentul acesta, așa și jumate rezolvăm. Ați promis și ajutoare financiare imediate pentru persoanele sinistrate, dacă ne puteți spune... Ministerul Muncii se ocupă de a se asigura ajutoare financiare. Avem cadrul legal deja făcut. Înțelegem că ați discutat cu domnul Raedar, a face despre relaxările care ar putea să intre de la 1 august. Ne puteți spune dacă ne așteptăm la noi relaxări? Nu, relaxări, nu restricții. Despre ce relaxări este vorba? Interior, care sunt aceste propuneri? Nu scăpăm de mască în interior deocamdată. Sunt relaxări mai mult pentru evenimente în spațiu, în aer liber. Numai de persoane mai mari, de participanți? Corect, ora... dar tot, ora nu se schimbă, tot la ora 2 noaptea vor rămâne. Este la această ședință și Ministrul Sănătății Ioana Mihailă. Veți discuta despre acel ordin de ministru care prevede testarea medicilor care nu s-au vaccinat odată la 3 zile pe Este discuția, sunt mai multe variante la care ne uităm. Doamna ministru a venit întâi la mine, am discutat despre ele, prezintă și acum. Obligativitatea vaccinării pentru medici este o variantă? Obligativitatea vaccinării pentru medici, pentru asistenți medicali? Și testele obligatorii de când ar putea intra în vigoare până la urmă? Că se tot vorbește despre asta. Întâi se aprobăm o variantă, sunt trei variante pe care discutăm, le-am discutat cu doamna ministru înainte să venim aici. Acum ne discutăm și în coaliție, mi se pare normal așa. Agenția din subordinea Ministerului nu este pe ordine de zi. Rectificare în această vacanță parlamentară adoptată prin ordonanță. Când o să fie pe ordine de zi a coaliției, se găsim o soluție. Prezentările guvernului în momentul de față ne puteți spune incidența cazurilor noi de îmbolnăvire va scădea până la 1 august sau va crește, ca să înțelegem de unde aceste relaxări posibile. Nu sunt foarte multe relaxări. Așa cum arată acum situația, mergem cu ce avem, în afară de câteva lucruri pe evenimente. Haideți să ziceți despre evenimente concrete, la ce vă gândiți? Veți vedea când va fi aprobată hotărârea. Numărul de infectări de ieri până astăzi s-a dublat. De ce, oare? Eu zic că suntem încă într-o situație foarte bună. Avem cazuri adevărat. Când ai și de la 1 la 2 se dublează, deci la un caz la 2 se dublează, deci ideea este că suntem într-o situație foarte bună. Monitorizăm, avem și condiții la intrare în țară pe care nu le modificăm, deși există cereri, suntem precauți. Cine face aceste cereri? Cum ne pregătim pentru eventualul val 4, care deja în Europa... Există o singură pregătire, vaccinare. Și campania de vaccinare, domnule prim-ministru, spuneați că ați fost cumpărate pentru mai mulți ani. Pentru cât exact? Nu au fost cumpărate încă, sunt doar comenzi. Și dar vorbim de 120 de milioane de doze, atâtea sunt? Nu sunt atât, încă sunt încă discuții care vor fi variantele finale. În momentul acesta avem, nu știu de exact câte sunt cumpărate și facturate. Trebuie să-l trebuie să dar în același timp, ceea ce ne interesează pe noi și programul a fost făcut și pentru 2021-2022, deci 2 ani la rând, plus că avem și a treia doză. Adică rămâne în vigoare să avem și a treia doză. Și a treia doză. Și atunci au fost toate calculele. Aș vrea să vă întreb referitor la a treia doză, numai puțin, Vulpe. Referitor la a treia doză, există deja o decizie luată? Este. Așteptăm decizia, nu este decizie, dar specialiștii se îndreaptă spre aceasta. Când ar putea fi administrată a treia doză? Specialiștii. Spune exact când trebuie administrată a treia doză, nu sunt eu în măsură să vă spun. Dar din datele pe care le aveți în acest moment, se preconizează că vom avea nevoie și de a treia doză. Așa arată direcția în care merg discuțiile.